Găsit. Vă invit să urmăriți horoscopul zilei de azi. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. O să tot găsiți motive de bucurie, o să-i luăm prin surprindere pe cei dragi cu o vorbă, un gest, un cadou și o să ne meargă tuturor la suflet. Entuziasmul și idealismul nostru vor crește deși vitalitatea nu va fi prezentă în acest moment. Așadar, va fi mai bine să așteptăm un moment mai potrivit, mai degrabă decât să pierdem bruma de energie ce o mai avem. Această influență ne va învăța încă o dată cât de benefic poate fi faptul de a nu ne grăbi în luarea deciziilor importante. Astrele au pregătit un test pentru unele zodii, în timp ce altele vor avea parte de o petrecere surpriză. Ispitele vor fi la tot pasul pentru lei, în timp ce nativii din zodia fecioară vor fi implicați într-o petrecere surpriză care se va dovedi a fi o idee extraordinară. Iată previziunile astrologice ale zilei pentru toate zodiile. Berbec. Nativul berbec va avea o zi favorabilă vis-a-vis de activitățile sale cotidiene. Cu toate acestea, va trebui să înțeleagă că orice activitate din această zi va necesita o abordare cât mai serioasă. Astrele îi recomandă să nu se lase distras de sarcinile mărunte, ci să-și amintească mereu cele mai importante obiective. Va avea șansa de a dobândi noi aliați sau de a găsi noi parteneri, realizând cooperări ce îi vor deschide perspective atrăgătoare. Nativii din berbec s-ar putea confrunta astăzi cu o problemă de invidie. Veți deveni foarte geloși când veți afla că o persoană apropiată a reușit o performanță profesională. Astrele vă recomandă să treceți repede peste această stare pentru a evita să vă stricați toată ziua. În schimb, vă puteți concentra pe o activitate care vă face plăcere. Ați putea descoperi astfel o nouă sursă de venituri. Spre seară, existența unor conflicte va fi probabilă chiar și în cea mai armonioasă relație personală, deoarece nativul berbec va tinde să-și exprime opinia direct și brutal, riscând să-i ofenseze pe cei dragi. Taur. Nativii din Taur vor fi înconjurați astăzi de prieteni și familie. Aveți nevoie de o astfel de zi în care voi să fiți în centrul atenției și să explicați tuturor planurile pe care le aveți pentru viitor. Împreună cu aceștia veți pune la punct ultimele detalii și puteți începe o bine meritată vacanță. Relaxați-vă, mâncați bine și faceți plimbări lungi pentru a vă recăpăta forțele. Urmează o perioadă în care trebuie să munciți din greu pentru a dovedi tuturor că sunteți omul potrivit. Deși va conține mici neînțelegeri, această zi nu va avea nicio consecință gravă pentru nativul Taur. Va redacta documente și va putea rezolva probleme juridice. Nu vor fi excluse ofertele interesante de noi locuri de muncă. Cu mai multă persistență, chiar va avea șansa de a-și spori semnificativ veniturile. Totuși, vor putea apărea unele dificultăți financiare sau probleme neașteptate, din cauza cărora va trebui să-și schimbe planurile. Pentru persoanele apropiate, motivele acțiunilor nativului Taur nu vor fi întotdeauna înțelese, astfel încât uneori îi va fi dificil să evite disputele. Gemeni. Nativul Gemeni va avea o zi obositoare, dar cu un final fericit. O deplasare neașteptată va fi posibilă, probabil o călătorie în interes de serviciu într-o altă localitate. În urma acesteia, calculele făcute anterior vor fi confirmate, iar noile sale propuneri vor fi foarte apreciate de către superiorii săi. Gemenii ar putea avea probleme cu prietenii sau cu cei apropiați din cauza egoismului. Gândiți-vă bine înainte de a lua o decizie, pentru că ați putea strica relații de ani de zile. În altă ordine de idei, proiectul la care lucrați încă are nevoie de foarte multe investiții. Încercați să fiți economi, să vă aranjați foarte bine bugetul pentru a putea termina lucrările fără să fie nevoie să vă împrumutați. Satisfacția va fi pe măsură. Spre seară, nativului Gemeni îi va fi mult mai ușor să găsească un limbaj comun cu cei dragi. Va arăta un adevărat interes față de așteptările, dorințele și problemele lor și va încerca să îi ajute necondiționat. De asemenea, se va putea bucura de surprize plăcute, vești bune sau oferte de nerefuzat. Rac. În această zi, nativul Rac va trebui să ia decizii, fiecare dintre acestea având consecințe importante. În plus, alții vor urma exemplul său și din acest motiv se va simți responsabil pentru bunăstarea lor. În consecință, tensiunea nervoasă va crește cu fiecare oră, iar dificultățile vor fi posibile până la sfârșitul zilei. Nativii din Rac sunt sfătuiți astăzi să nu-și consume energia pe problemele altor persoane. Toată lumea știe că sunteți săritori și buni prieteni, însă trebuie să realizați că uneori este cazul
să vă gândiți și la voi și la familia voastră. O astfel de atitudine ar putea dăuna climatului din familie, motiv pentru care este recomandat să încercați să vă concentrați energia pe lucrurile pe care le-ați putea face pentru casă. Fiți inventivi și veți reuși să câștigați câteva ore în care să vă odihniți așa cum vă doriți. Pentru a evita supra-solicitarea, va trebui să-și utilizeze corect timpul. Abia spre seară va avea șansa relaxării, moment când nativul rac va putea face pace cu o persoană cu care a fost în conflict o lungă perioadă de timp. Atitudinea sa va fi condiția esențială realizării acestui lucru. Leu. Ziua îi va promite nativului leu noi schimbări în plan profesional. Va avea șansa de a prelua un proiect promițător sau de a găsi un alt loc de muncă. Oricum, deciziile pe care le va lua vor fi cele corecte. Atât la serviciu cât și în relațiile personale, îi va fi foarte util să arate inițiativă. Nu va trebui să aștepte o conjunctură favorabilă de circumstanțe, ci să acționeze rapid și doar astfel va obține ceea ce și-a dorit. Leii vor fi surprinși de atitudinea prietenoasă pe care o vor avea astăzi. Pentru unii, starea voastră ar putea însemna o oportunitate de a vă cuceri. Fiți atenți la semne și sfătuiți-vă cu un bun prieten înainte de a lua o decizie. Pe plan profesional, astrele v-au pregătit o surpriză în sensul unui nou loc de muncă care v-ar putea aduce beneficii importante. Ispitele sunt la tot pasul, astfel că trebuie să fiți foarte atenți la ce consumați, pentru că există riscul să nu vă simțiți foarte bine. Spre seară va primi vești de la cunoștințe mai vechi, iar nativul leu își va aminti de persoane cu care a avut anterior relații strânse. Va putea restaura o veche conexiune, dar va trebui să se gândească dacă chiar va avea nevoie de ea. Fecioară. Ziua nativului Fecioară va fi favorabilă conversațiilor plăcute și amiabile, în special cu persoanele de sex opus. Într-adevăr, acestea nu vor depăși flirtul ușor, dar va fi exact ceea ce și-a dorit. Va avea întâlniri cu numeroase persoane din anturaj, iar farmecul său incredibil îl va ajuta să-și adune în jurul său toate persoanele de care va avea nevoie, să-și pună în aplicare ideile sale atât de îndrăznețe. Nativii din Fecioară vor fi astăzi norocoșii zodiacului. Astrele s-au aliniat și vă oferă ocazia unică de a vă rotunji veniturile. Lucrați în echipă pentru a accelera ritmul de muncă și pentru a finaliza cât mai repede toate sarcinile. Așa veți afla că împreună veți obține mult mai multe avantaje decât în cazul în care ați fi muncit singuri. Cu tot timpul rămas, puteți petrece alături de prieteni ori familie. Profitați de această șansă pe care astrele v-au pregătit-o și nu puneți alte întrebări. Spre seară, nativul Fecioară va fi gazda unor oaspeți dragi, o familie de prieteni vechi pe care nu i-a mai văzut de mult timp. Aceștia gândindu-se să-i facă o mare surpriză, vizitându-l inopinat. Balanță. Nativul Balanță va avea o zi fructoasă. Încasările de numerar, tranzacțiile financiare sau creșterea neașteptată a veniturilor sale vor fi posibile încă de dimineață. Restul zilei nu va fi atât de favorabil, aducând cu el îngrijorări și teste ce vor fi foarte greu de manevrat. Pentru Balanțe se întrevede o zi cu șanse de succes în plan profesional. Ați putea culege un beneficiu de pe urma eforturilor pe care le-ați făcut în ultimele zile. Poate fi vorba despre o promovare sau de un bonus care vă va îmbunătăți bugetul. În cea de-a doua parte a zilei, horoscopul spune că ar trebui să acordați atenție celor apropiați. O seară petrecută în mijlocul familiei se va dovedi armonioasă. Câteodată va pierde, deoarece nu va lua decizia corectă la timp, așa că va fi întrecut de adversarii săi. Unele persoane din anturajul său vor dori să intervină în viața sa, încercând să exercite presiune și să-i folosească abilitățile și talentele în avantajul lor. Astrele îi recomandă nativului Balanță să-și apere intimitatea și granițele vieții sale cu orice preț. Scorpion. Nativul Scorpion va avea oportunitatea de a rezolva unele probleme complicate ce au apărut recent. Dezacordurile profesionale vor rămâne în trecut și își va face aliații noi, cu ajutorul cărora va putea obține multe beneficii. Vor exista interesante propuneri de activități suplimentare ce îi vor promite o creștere rapidă a carierei. O posibilă dispută sau neînțelegere în familie ar putea consuma o bună parte din zi nativilor din zodia Scorpion. Există riscul ca în acest conflict să vă distragă atenția de la treburile pe care le aveți de făcut. Ar fi bine să găsiți rapid o soluție, pentru că astăzi problemele legate de starea financiară se vor dovedi mai importante. În plan profesional se întrevăd ocazii ca să găsiți noi resurse financiare care să vă rotunjească venitul, spune horoscopul. Relațiile personale nu vor fi foarte bune, va fi ușor să nu se înțeleagă cu cei apropiați. Cu toate acestea, astrele îi recomandă nativului Scorpion să nu se grăbească în a-și face noi cunoștințe, deoarece va fi prea încrezător în această zi și din acest motiv va putea aprecia oameni mai mult decât vor merita. Săgetător.
Nativul săgetător va avea o zi favorabilă la locul de muncă. De asemenea, va fi la cote înalte și comunicarea cu persoanele ale căror idei îl inspiră deseori. Își va face cunoștințe interesante, dar orice relație care va începe în această zi se va dezvolta mult mai încet decât își va dori. Astăzi, după o perioadă agitată, se întrevede o schimbare la serviciu pentru nativii din săgetător. O dispută veche cu un coleg sau un șef își va găsi, se pare, rezolvarea și vă va fi astfel de folos pentru a vă regăsi confortul. Această zi nu este însă cea mai bună pentru schimbări de stil sau de aspect personal, pentru cumpărături importante sau pentru a vă apuca de un nou hobby, spune horoscopul. Va fi dificil să nu poată grăbi lucrurile, dar nu va avea încotro. Va fi nevoit să se înarmeze cu multă răbdare. Graba nu va duce la nimic bun. Spre seară, nativul săgetător va fi într-o dispoziție incredibil de romantică, arătându-și din plin sentimentele delicate față de persoana iubită. Capricorn. Nativul Capricorn va primi câteva sugestii interesante. Fiecare dintre ele îi va oferi șansa de a învăța ceva nou sau de a cuceri obiectivul profesional următor. Cu toate acestea, nu va fi de dorit să-și asume riscuri și va trebui să aleagă cea mai fiabilă dintre toate opțiunile. O astfel de abordare îl va feri de speranțe false și dezamăgiri, dar uneori va face dificilă realizarea unui mare succes. Pentru cei din zodia Capricorn, astăzi nu se anunță o zi favorabilă pentru a face promisiuni. Există riscul să aveți un program încărcat și să nu puteți îndeplini ceea ce promiteți. Evitați astfel să faceți angajamente. Creativitatea, în schimb, se va dovedi un aliat de nădejde în plan profesional și vă va ajuta în proiectele pe care le întreprindeți. Foarte curând vă veți bucura și de recompensă pentru rezultatele obținute, spune horoscopul. Spre seară, nativului Capricorn nu-i va fi ușor să evite certurile cu cei dragi. Totuși, va alege calea corectă de conduită sau va fi pregătit să facă unele compromisuri, astfel încât nu va părea un conflict serios. Vărsător. Astăzi, pentru nativii din Vărsător, norocul le va fi, se pare, alături și îi va ajuta să evite orice experiență neplăcută, așa că vor trece cu bine peste orice problemă cu care s-ar putea confrunta în carieră sau în afaceri. În plan personal, e o zi favorabilă călătoriilor scurte sau întâlnirilor cu prietenii. Horoscopul recomandă, în schimb, să evitați cumpărăturile scumpe, dar și să faceți glume exagerate pe seama celor din jurul vostru. Această zi neutră va fi un fel de pauză pentru nativul Vărsător, un timp de odihnă între diverse întreprinderi interesante și chestiuni importante. Deși ceilalți nu-l vor putea înțelege dintr-o privire, va reuși mereu să explice pe înțelesul tuturor ce va intenționa să facă. Prin manifestarea perseverenței va fi capabil să elimine cauza unor neînțelegeri care au otrăvit mult timp relațiile dintre el și câțiva colegi de muncă. De asemenea, pierderile financiare și achizițiile nereușite vor fi posibile. Familia sau persoanele dragi îl vor ajuta să facă față tuturor dificultăților. Datorită sprijinului lor, nativul Vărsător se va simți mult mai calm și mai încrezător. Pești. Anumite tendințe negative vor exista în prima jumătate a zilei, însă treptat influența lor va dispărea. În consecință, nativul Pești va trebui să-și planifice timpul astfel încât lucrurile cele mai importante și interesante să se întâmple în a doua parte a zilei. Dimineața va putea fi folosită numai pentru rezolvarea sarcinilor de rutină. Chiar dacă nu sunt obișnuiți, cei din zodia Pești vor avea ocazia să fie astăzi în centrul atenției, mai ales dacă este vorba despre un proiect important la serviciu sau în afaceri, iar reușitele voastre vă vor atrage aprecieri și laude. În a doua parte a zilei, activitățile plăcute, dar lipsite de adrenalină, făcute în compania celor dragi, vă vor aduce relaxarea de care aveți nevoie. Vitalitatea sa va fi ridicată, astfel încât chiar și cu depunerea unor eforturi mari, nu se va simți obosit. Seara va fi un moment excelent pentru a găzdui sau participa la evenimente distractive. Nativul Pești va arăta tuturor că știe cum să se distreze cu adevărat. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube dacă nu ai făcut-o deja. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași un like sau comentariu. Mulțumim!